Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pentru numele Domnului Sfințite Părinte Paroh, binecuvântați ca să rostesc cuvânt de învățătură. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Preacucernice Părinte Paroh, drept slăvitori creștini, suntem din mila lui Dumnezeu în Duminica a 10-a după Rusalii. Anul acesta s-a potrivit să coincidă cu data de 1 septembrie, zi în care prăznuim începerea noului an bisericesc. Noul an bisericesc începe în fiecare an la data de 1 septembrie și se încheie în celălalt an civil la data de 31 august, adică cum a fost ieri. Începe cu o mare sărbătoare închinată Maicii Domnului, nașterea Maicii Domnului pe 8 septembrie și se încheie tot cu o foarte mare sărbătoare închinată Maicii Domnului, 15 august, adormirea Maicii Domnului, iar la 2 săptămâni după este practic ultima sărbătoare a anului respectiv bisericesc, pe 29 august, când sărbătorim adormirea și tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. În această zi, 1 septembrie, la începutul noului an bisericesc, cum de altfel se face și la începutul noului an civil, se obișnuiește ca la sfârșitul Sfintei Liturghii să mai fie săvârșită o scurtă sfântă slujbă numită Te Deum. Din latinescul Te Deum laudamus, pe tine te lăudăm, ție îți mulțumim, ție ne închinăm cu evlavie și cu recunoștință. Altfel spus, este vorba de o slujbă sau rugăciune de mulțumire pentru anul ce s-a încheiat și totodată de invocare a ajutorului lui Dumnezeu pentru anul nou care a început. Și iată astăzi, în această duminică, a 10-a după Rusalii, la momentul potrivit al Sfintei Liturghii, Biserica a rânduit a se citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 17, versetele 14 până la 23, în care ne este prezentată minunea vindecării fiului lunatic. Eveniment ce se întâmplă imediat după marele praznic al schimbării la fața Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe muntele Tabor. Și nu cu multă vreme înaintea Sfintelor și Dumnezeieștilor sale pătimiri. Altfel spus, ne aflăm în cel de-al treilea an de mărturisire și de propovăduire a Mântuitorului pe Pământ, cu puțină vreme înaintea Sfintelor și Dumnezeieștilor sale patim sau pătimiri. De ce prăznuim la 1 septembrie noul an bisericesc? Pentru că în tradiția bisericii se spune că la 1 septembrie, după calendarul iudaic, a început Domnul Iisus Hristos a propovădui și a mărturisi pe Pământ. Altfel spus, și a început activitatea sa misionară de peste 3 ani aici pe Pământ. Și atunci, la Sinodul I Ecumenic s-a stabilit, s-a hotărât, ca la data de 1 septembrie a fiecărui an civil să fie sărbătorit începutul noului an bisericesc. Din această pericope evanghelică, la sfârșitul căreia Hristos Domnul chiar anticipează și prevestește apropierea de Sfintele și Dumnezeieștele sale pătimiri, vedem cum, după ce a coborât Hristos Domnul de pe muntele Tabor, unde s-a arătat la față ucenicilor săi, este întâmpinat, întâmpină, întâlnește o gălăgie, o forfătă,
Și în această forfătă este întâmpinat de un tată îndurerat, care vine și cade înainte în genunchi, rugându-l și implorându-l: Iisuse Învățătorule, miluiește-l pe fiul meu care este lunatic, care se aruncă în apă și în foc și pătimește rău sau mult. Boală echivalentă cu epilepsia. Și Hristos Domnul, cumva mâhnit la auzul cuvintelor Tatălui, care s-a justificat de ce a venit înaintea Lui, spunând: Iată, Doamne, a venit la ucenicii Tăi, cerându-le acest lucru și n-au putut să facă nimic. Ca al minte, nu te-aș mai fi deranjat pe tine dacă ar fi făcut ei acest lucru, dacă ar fi reușit ei această vindecare, portămăduire. Și Hristos Domnul, văzând tot vacarmul și toată neputința oamenilor și mai ales necredința lor, mâhniți fiind, se și adresează cu aceste cuvinte destul de grele: O neam necredincios și îndărătnic, până când voi mai fi cu voi, până când vă voi mai răbda pe voi? Oarecum mâhnirea acumulată și datorită faptului că deja saducheii, cărturarii și farisei căutau să-L prindă în cuvânt și în faptă și să-L pedepsească pe El. Și El știa toate aceste lucruri, tot complotul lor, toată urzeala lor. Știa tot ce va urma ca Dumnezeu, ce era și este. Și spune ucenicilor și Tatălui deopotrivă: aduceți-L la mine. Îl ceartă pe diavol, care face ascultare de Dumnezeu, pleacă și astfel fiul său, fiul Tatălui, se vindecă în momentul acela la porunca lui Hristos, care l-a certat pe diavol, alungându-l din copilul ce pătimea sau care era tare bolnav. Și atunci ei, văzând minunea aceasta, toți se închină și se cutremură. Iar de o parte, luându-l, ucenicii îl întreabă: Doamne, dar noi de ce n-am putut face acest lucru? Noi, ucenicii Tăi, care călcăm pe urmele Tale, care împlinim voia Ta, care împlinim învățătura Ta, care Te urmăm pe Tine, pentru puțina voastră credință. Căci dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, cât un bob de muștar, care este atât de mic bobul de muștar, abia îl vezi, abia îl simți, ați zice muntelui acestuia: mută-te, și el s-ar muta și nu va fi vouă nimic împotrivă sau cu neputință. Dar acest soi de demon, de unde înțelegem că erau practic mai mulți, nu iese decât cu rugăciune și cu post. Din toate acestea, vedem, între altele, următoarele lucruri. Omul la necaz, la strâmtorare, aleargă la biserică și aleargă la Hristos. Atunci își aduce aminte, îi cade în genunchi, se închină și imploră ajutorul și sprijinul său. Pomelnicele noastre sunt pline de oameni care se roagă pentru alții bolnavi și neputincioși. Părinți pentru copii, frați pentru surori, surori pentru frați, fii pentru fiice, fii pentru părinți, cunoscuți, apropiați pentru semeni de lor și așa mai departe. Din ce în ce mai pline pomelnicele de oameni care pătimesc, care sunt sărmanii bolnavi și pentru care noi deopotrivă, împreună cu slujitorii bisericii, ne rugăm în cadrul Sfintei Liturghii, în cadrul Sfintei Taine a Sfântului Maslu, pentru tămăduirea și vindecarea lor sufletească și trupească, invocând mila
purtarea de grijă și ajutorul lui Hristos Domnul, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, tămăduitorul la toată boala și neputința din popor. Ei, în asemenea momente, ne aducem aminte de Hristos. Acum iertată să-mi fie remarca, poate de aceea Hristos ne mai și încearcă cu boli. Că ne vrea aproape de El. Și vede că astfel funcționează. Și atunci ne aduce iarăși aproape de El. Și El, Hristos, de aceea este mâhnit. Și astăzi. Că nu ne întreabă, dar cumva ne întreabă, dar oare până acum unde ați fost? Unde am fost? Oare până acum eu unde am fost în viețile voastre? De ce am fost absent? De ce am lipsit? Voi unde ați fost de n-ați venit la întâlnirea cu mine? Până acum n-ați știut de mine? De prezența mea? De existența mea? Și după ce ne face acest scurt, ne adresează acest scurt reproș și ne face această scurtă observație al minteri extrem de pertinentă, ne spune să-L aducem pe cel bolnav înaintea Lui. Și-L tămăduiește întâi de boala acea sufletească, care în cele mai multe cazuri ea este cauza și a bolilor trupești ce urmează. Și ne vindecă astfel, ori ne tămăduiește, cum spuneam, de toată boala și de toată neputința, de toată încercarea noastră și suferința noastră sufletească și trupească. Și atunci noi întrebăm, Doamne, și noi ne-am rugat pentru El până acum. L-am adus în acatiste, în pomelnice, la Sfântul Altar, la Sfintele Slujbe. Oare noi de ce nu L-am putut vindeca? Și medicii pe la spitale, așa mai departe, de ce nu L-au putut vindeca? Pentru puțina voastră credință. Și pentru puțina voastră rugăciune și postire. Nu spune Hristos că n-avem credință. Ci spune că este tare firavă. Extrem de insuficientă, de slabă, de vulnerabilă. Că ne vede că la un moment sau de cotitură al vieții noastre, de încercare, ne îndoim și ne clătinăm. Și de multe ori abdicăm. Și abandonăm. Și practic dezertăm. Și lui Hristos Domnul îi plac oamenii încercați, tari, statornici și stabili în credință, puternici în faptă, în cuvânt și în adevăr. Și apoi iarăși știe Hristos că nu ne rugăm de ajuns. Dacă facem o socoteală, în 24 de ore dintr-o zi și în 7 zile dintr-o săptămână, cât alocăm și acordăm lui Hristos, lui Dumnezeu, Maicii Domnului și Sfinților Săi, în rugăciune. Cât? Ne facem fiecare socoteala în conștiința noastră și ne putem da un răspuns. 5%, 10%, 15%, 20%, eu zic că e mare lucru. Sau cât din viața noastră postim? Sau ce înțelegem noi prin postire? Că Hristos spune că acest soi de demon nu este decât cu rugăciune și cu post. Ce fel de post? Să nu mănânci mâncare de dulce în perioada postului? Da. Aia este un lucru. Să postești de bucate, dar mai ales să postești de păcate. Una este a mânca mâncare de post și alta este a posti cu adevărat. După cum ne îndeamnă Sfântul Ioan Gură de Aur, care spune: tu, când postești, să postească și ochii tăi, să nu mai privească lucruri necugetate și deșarte. Să postească și urechile tale, să nu mai asculte toate deșertăciunile
și pălăvrăgelile, ori vorbăriile acestei lumi, acestea lumești și deșarte, să postească și limba ta de la a vorbi mult și prost. Multe vrute și nevrute, verzi și uscate. Să postească mâinile tale de la a face orice faptă rea. Să postească picioarele tale de la a merge în tot drumul ce duce către pierzanie. Să postească mintea ta și cugetul tău de la cugetarea tuturor gândurilor rele, deșarte și pătimașe și așa mai departe. Acesta este postul. La acesta se referă Hristos. Iar la rugăciune se referă, după cum și Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă, spunând, rugați-vă neîncetat, în tot locul și în tot ceasul, cu timp și fără timp, în trafic, în mașină, în metrou, în autobuz, la birou, acasă, în deplasare, în delegație, la servici, oriunde, cum Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul sau păcătoasa, putem cu adevărat muta munții. Mi s-a întâmplat și mie, și altora sunt convins, să mă întâlnesc ori să ne întâlnim în momente de tensiune cu oameni care se rugau atunci. Imediat să schimba totul. Te schimba, mă schimba pe mine, te schimba, ne schimba pe noi și schimba toată atmosfera, toată ambianța, toată împrejurimea de la rugăciunea Lui, nu de la nervii și stresul nostru sau tensiunea și presiunea noastră. Omul rugăciunii este omul păcii, este omul smereniei, este omul faptei, este omul echilibrului, este omul discernământului. S-a rugat în timpul Sfintei Liturghii, Părintele a rostit o scurtă, dar consistentă și intensă rugăciune pentru cei aflați în depresie. De când a apărut atât de tare și de mult, de intens depresia? De câțiva ani buni. Câți oameni care se roagă, pe câți oameni care se roagă i-ați văzut depresivi? Sau i-am văzut depresivi? Cu ce poate fi ca antidot înlocuită depresia? Sau cu ce poate fi ea înlăturată? Pe lângă tratamente, nu ignorăm tratamentele de specialitate. Și totuși, care să împlinească și să desăvârșească tratamentul prescris de medici, ce poate completa, rotunji sau desăvârși însănătoșirea omului bolnav aflat în stare sau moment de depresie? Rugăciune. Postul sau postirea. Nu a lui. Nu a lui mai greu. A celor de lângă el. Pentru că vedeți și în Evanghelia de astăzi, fiul respectiv nu mai era el în stare să vină, să-și ceară propria lui tămăduire sau vindecare. Și pentru el, acest lucru l-a făcut tatăl său. Pentru că în tradiția și rânduiala iudaică, vedem și la însănătoșirea fiicii lui Iair și alți bolnavi, pentru toți aceștia veneau tatăl. Pentru că în tradiția iudaică, tatăl era cel care reprezenta familia, copiii, în orice speță, în orice împrejurare, în orice context. El era portavocea sau purtătorul de cuvânt al familiei, împuternicitul familiei pentru a reprezenta familia în orice situație. Și deci el a venit la Hristos și a cerut vindecare pentru fiul său cel bolnav. Și noi trebuie să ne rugăm unii pentru alții, pentru însănătoșirea noastră. Pentru toți cei aflați în momente de depresie, de deznădejde, de descurajare, suntem chemați să ne rugăm cu mai mult post, cu mai intensă rugăciune
și cu credință măcar cât un grăunte, cât un bob de muștar, care, luându-l în degete, poate ați văzut, nu-l poți zdrobi. Cât el de mic și de firav și de transparent sau de aparent, nu-l poți zdrobi. Și îmi spuneau oameni că este unul dintre cele mai grele boabe de măcinat. Deci să fim cu credința cât tăria sau esența unui minuscul bob de muștar. Și în momentul acela, punându-ne încrederea și nădejdea în Hristos, cu siguranță de va fi să mutăm muntele răutății din viața noastră, îl vom muta dacă vom vrea. De ar fi să mutăm muntele nepăsării din viața noastră, îl vom muta dacă vom vrea. Dacă ar fi să mutăm muntele împietririi și nesimțirii și îndepărtării sau înstrăinării de Dumnezeu din viața noastră, cu siguranță îl vom putea muta dacă vom avea credința bobului de muștar. Cât un bob de muștar. Și iată, cu Hristos mergem de la Tabor către Sfintele sale pătimiri. Cu Hristos noi trebuie să ne însoțim, va să zică, și când suntem în momente de bucurie, pe culmile bucuriei, ale împlinirii, ale realizărilor, ale succeselor, de tot felul în viața noastră, și când suntem înaintea pătimirilor, necazurilor, suferințelor și încercărilor din viața noastră. Cu El să ne însoțim și astfel cu El să ne înveșnicim. Și să cerem și noi lui Hristos izgonirea demonului sau a demonilor din viața noastră, care alimentează patimile din viața noastră. Unii au demonul desfrânării, alții au demonul beției și patima beției, alții a consumului de droguri, alții a avariției, a lăcomiei, a dorinței de înavuțire, alții a bolii și setei de avere și de putere, alții a construirii imaginii personale, a stimei de sine exacerbate, a dorinței de a-și consolida propria lui imagine și personalitate, cultul personalității. Avem tot felul de egolatrii în viața noastră. Deci toți aceștia, toate acestea sunt patii izvorâte și alimentate de diferiți demoni care fac ce vor în viața și din viața sau cu viața noastră. Și atunci și noi cădem la pământ, copleșiți de ei și ne aruncăm și în foc și în apă și devenim oameni, ajungem oameni de nerecunoscut unii, uneori sărmani. Și atunci trebuie să-L cerem și să-L chemăm și să-L invocăm și să-L implorăm pe Hristos să vină, să tămăduiască un om ca acesta, care mult pătimește, care pătimește și se chinuie mult. Și știm acest lucru. Probabil avem mulți dintre noi diferite experiențe în acest sens. Și atunci Hristos Domnul vine, dacă insistăm, și dacă venim înaintea sa, căzând în genunchi la picioarele sale, El vine. Și chiar dacă ne ceartă prin Părintele Duhovnicesc în scaunul spovedaniei și ne mustră puțin atunci când venim să ne mărturisim păcatele noastre, El totuși le dezleagă pe toate. Lasă toate păcatele noastre și astfel ne dezleagă de toate cursele și răutățile vrăjmașului diavol, care caută răgnind pe un leu, ca un leu, căutând pe cine să înghită. Și atunci noi ne izbăvim. Cădem epuizați la pământ, dar în același timp deja suntem vindecați și tămăduiți de toată boala, păcatul, viciul sau patima, neputința sau suferința din viața noastră. Și iată astfel,
ținându-ne de Hristos, unii cu alții, unii împreună cu alții, rugându-ne unii pentru alții, purtându-ne sarcinile unii altora, vom ajunge și noi să ne izbăvim de orice boală, de orice depresie, de orice neputință, noi și semenii, apropiații sau frații noștri, doar cu o condiție. Cu credința în Hristos, cu mai multă rugăciune și cu postul cel adevărat, care ne va ajuta care ne vor ajuta pe noi să ne însoțim încă de aici cu Hristos și totodată să ne înveșnicim cu El de aici până dincolo, în împărăția cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.